Hei, yo! De unde e pușca mea că m-am lăudat? S-aude din nou. Măi, stu' ăsta. Cupla asta iară pierde. O aud. Na, m-am lăudat, trebuia schimbată cu totul. Bun. Așa. Mamă, scoate în sărite, trebuia să schimb. Bun. Am zis bun de mai multe ori. Să procedem. Ia uite-o. Facem o mică poiană, un belvedere așa. Cum fac ăștia cu golfurile 4 tunate. 360. Scurt. Pentru cei 100 de urmăritori ai mei, în care 80 nu vorbesc românește. Important să postezi regulat. Să crească riciu. O, contează nimic. Mergem puțin să vedem 2-3 serpentine cum se... O să uite ăștia, uite dacă ăla semnaliza, cum semnalizează ieșirea din sensul giratoriu. Eu treceam frumos. Cum semnalizez eu? Dă-i exemplu. Un vloguleț așa scurt, în care nu zicem nimic interesant și în care fâsâie în dreapta mea paștele mamiei. Scoate din sărite. Cred că am scăpat-o o înjurătură. Cred că am zis ceva urât. Dar oricum nu eram hotărât care-i limbajul adecvat acestui vlog. Cred că am zis un cuvânt cu mă. Mâistru. Cred că am zis. Hai, nu schimbăm viteza pe cea de cale ferată. Tocmai am făcut aceasta. Atent. Mergem o leacă pe serpentine. Uite, setra, seria 5. Pac, pac. Tu vrei să traversezi, dar ăsta e lung, bă, și blochezi intersecția. E un baston. Un baston. Ce scârție. Așa. Bun. Nu m-am mai dat de săptămâna trecută. Și n-am mai făcut nimic la autocar. Trebuie să rezolv. Trebuie să schimb în cupla aia cu totul. Că am crezut că am rezolvat situația, dar nu am rezolvat-o. Bine, acum am o idee cum aș putea să fac eu această treabă. Pentru că am văzut pura meserie. Avem sau nu avem perne? Avem. Hai. Tic, tic. Agresiv. Suim 2-3 serpentine și ne întoarcem la ora 11 retro parada primăverii, cu mașini vechi, la care eu particip. Mașina mea veche, nu cu asta. Bă, parcă totuși ar trebui să încetez. S-o vedea așa din bord. Ia uite cum le-au scos băieții. Ba, ne vedem imediat. Piața Sfatului. Uite și 911. Când voi fi postat eu acest clip, hai de capul meu, gramatică știu. Deja s-a întâmplat toată adunarea retro mobilă. Avem o
oglinz, nu putem să mergem chiar bandă lângă bandă. Dau și eu pe banda asta de opa, 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 opa. Ăștia n-au perne și încetinează. Încetinează. First goal. Mamă, cum fâsâie ăla, tu-ți fâsâi tu, mătii. La un moment dat opresc puțin, să fac două Instagram-uri, auzi? Da, 360-uri. Ia să stresez câțiva omuleți la suirea spre Poiana, Brașov. Să n-avem surprize! Acum, dacă tot am o bandă în fața mea, de ce nu merg pe ea? Scoborâm din retarder. Paște-le, mă, să vorbesc așa. Bun, liber. Liber. 3,5 tone. Păi, eu n-am. Frumos. Ceva scârție. Ia-o-s-o. Și încă o patra, așa că nu ne grăbim. Să-i traseu de motor și de mașină veche. Dar este și de autocar. Pac, pac, pac. Ce-i treaba cu motocicliștii care taie curbele, care se apleacă? Ia uite, este făcută să suie. E, parcă nu cu a cincea. Parcă nu chiar cu a cincea. A, da, merge și cu a cincea, ia uite-o. Uite, bate vântul pe aici. Nu te bate vântul cum te bat eu. S-aud păsăricile și sirenele. Ce verde și frumos. Na, măcar aveți priveliște. Cei 20 de români care vizionați acest vlog fără sens. Cu semisens. Asta face pișu? Nu. Să uit așa, să uit. Traverse de tren. Dăm a treia. Asta este o curbă. Vezi că eu ies așa cum botul și motociclistul când vine să apleacă pe partea mea. Încă e răcoare pentru motocicletă, sunt 10 grade, 11. Hai, depășea, depășea neacaiță cu BMW-ul. Bă, dar nici nu scoate fum. 10 cu 1000, adică 1000 de turați, parcă e prea puțin. Îi trebuie a patra totuși, îi dăm. Da, da, traseul e frumos. N-aveți ce să ziceți. Nici eu n-am prea multe chestii de spus. Am luat o creangă. Ia uite, autobuz cu autobuz, sentiment de nedescris. Ăla venea, e profesionist, cară bicicliști sus. Mă, ceva scârțe. Mai scârțe. Frumos. Stai că fac un 360 și revin sau nu revin sau ce fac? Că mă încurcă camera de pe
frunte, pe frunce. Nu arată bine. Hai că o dau jos. Fac două, bă, dar ce frumos e. Sui două curbe. And I'll be back. Soon. Și povestim la coborâre, la din astea. Pe tot același traseu. A revenit. Tunista 360-uleț. Mă, ceva scârție, o curea. Și aici vă duc până la... Ambelito, că eu aici întorceam. Păi da, dar n-am ce să fac. Nu am timp de... alte manevre. Legalități în Spania, de când s-a dus Germania. Deci am făcut o mini prostie. Dar nu e vina mea că ăștia au închis aici pentru renovare. N-aveam unde să întorc. Na, ce să fac? Chiar am cu mașina mică, mă duceam mai încolo, dar mai încolo nu mai pot să mai întorc. Asta e situația. Bine, nu-i de carnet. Dacă depășești plinia de corp, continui în carnet. Cât de tare ar fi să postez asta și mi-au o amendă. Dar cine știe? N-ai dovadă. Frumos, sport, de dimineață. Uite, merg așa într-o frână de motor. Nu accelerez, nu nimica. S-aud păsăricile. Păsăricile nu prea se aud, dar păsărelele doar. Cam murdar prin pădure. Bă, ce ciobani, mă, cațiaș, gura ta. Uite cât e de frumos. Uite aici e din retarder. Retarder. Pac, i-ai dat. Bă, ceva scârție. Când mă încetinesc, uite frumos, pac, ai lăsat din retarder. Ai băgat a treia. Dai drumul, nu-i dai drumul, dă lângă tu. N-am vrut să zic. Vezi, când ești prost, când ești prost, ești prost. Eu v-am zis că sunt super experimentat. Am o experiență, mai ales pe serpentine și pe astea. Sunt profesor. I don't mă joc. Da, traseul e superb. Vezi, ca și cum ai fi în excursie. Dacă îi salut, eu salută. Dacă nu îi salut, nu salută. Este nu, uite, pac, mă țin în retarder, frumos, îi dau drumul. După care nu îi dau drumul. Bam, bam, bam. Elegant, băi, dar frumos. Azi când am timp fac un vlog. Râșnov, Poiană, Brașov. E, bă, ceva scârție. Danemarca. Suirea dinspre Râșnov e puțin cam pentru profesioniști ca mine, așa, dar nu prea. Relaxing style. Nu, dar e frumos. Când am zis că e frumos de 20 de ori. Da, da, da. Cel mai frumos cred că se vede aici cu un cobor, se vede tot Brașovul. Fac. Chiar dacă n-am, nu, revin, chiar dacă e frumos. Sau nu revin, fii atent. Pun camera aici de curiozitate, să vedem ce se filmează. Bă, dar cred că am pus-o chiar inteligent, nu știu dacă mă mai auziți. Care?
care mă mai auziți? Care voi? Că nu mă ascultă nimeni. Ia uite ce frumos se vede. Să dăm drumul la acest Instagram. Băi, sunt în feed Insta 360. Vrei să fac treza? Vorba aia. Mă văd funny. Dacă ești fan hip-hop, da, uite aici chiar se vede frumos. Stai mă drept, îmi strici filmarea. Uite, mi-am stricat și Insta 360. Gata, îl tai pe ăla, îl mai tai. Chebel, privel, niște. Și aici o țin așa că mă grăbesc, retardă, fac. Priviți mărețe umbre. De acest gățit și de... Bă, dar chiar ce relaxant a fost ora asta, deși nu pare, este relaxant. Bă, retarder, mă, nu frână, mă, că nu ești cu mașina mică. Bagi a treia în timp ce lași retarderul, pac, pac, și ai plecat din curbă. Frumos. Am lăsat, am lăsat. Patra, șpan în gură. Să ne încadrăm în timp. Bă, chiar e frumos Brașov. Deci eu vă mai prezint Brașovul, chiar dacă nu vă interesează autocarele. Și mai vorbesc căcaturi pe aici. Păi eu tot uit de retarderul ăsta care ajută să nu rămâi fără frână. Și care frânează frumos. Pac, pac, pac. Electromagnetic. Te-ai băgat? Vreo unul nu. Semnalizăm, schimbăm banda, lăsăm autobuzele să se bage. Ia dă-i o leacă de din asta. Și m-am băgat. M-am băgat? M-am băgat. Uite și centru. Aro Palace. O mașină nasoală. Bă, chiar e frumos Brașov. E frumos. Cercul militar național din Brașov. Verde, am și noroc. Da, 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 accelerați. Ține ritmul, accelerează. Am o căsuță mică, așa, așa. Cetatea. Bă, vă prezint tot. Ghid turistic mă fac. Bine, ghid turistic, acolo stă, stai scaunul de ghid. Bă, frânează ăștia, mă, mă disperă, nu văd, fii atent. Aaa, ce idee bună. Vin pe unica stradă, adică strada lungă, care n-ai voie decât pe coborâre, să cobori, să cobori, să urci, să mă, paștele măsii, dar în sensul că doar cu autocarul ai voie. Deci, a se citi semnul. Interzis cu excepția autocarelor. RATBV și autocare. Eu nu sunt RATBV, dar sunt autocar. Ați vrea să mergeți pe aici, nu puteți. Nu puteți. Aveți cum. Am banda mea. Și toți ăștia vin. Bine, teoretic, autocarele cu pasageri, dar
Și autocarul gol, tot autocar. Ia ce frumos. Dă-te-mă mai încolo, că sunt mare și plin de canale. Bă, chiar frumos, chiar frumos. Dacă ar fi dimineața mai lungă, poți să faci 3 ture rapid, așa, una după alta pe Poiana. Una cu autocarul, una cu mașina veche și una cu motocicleta. Pua. Și după aceea ești încărcat din punct de vedere auto, auto, auto. Stai, fiule. Autocare. Ce autocare? Nu mă încurc. Ia uite cum se adună aici. Am vrut să claxonez pe aia, că ea se adună acolo, se meargă în piața, în piața sfatului, mașinile vechi. Vin și eu acum. Boss, unde ai ieșit? Unde ai ieșit? Tu nu vezi? Are voie să iasă, adică n-are voie să iasă așa, dar ideea este că acolo nu vezi absolut nimic în stânga și când deja a ieșit e prea târziu. Ăsta îmi dă și el. A, i-am pus că mă saluta, nu mă saluta. Bă, ce dracu, poate ia foc asta aici. Observat, își duce mașina. Ah, ce m-am scos. Stai puțin să mă pun pe banda asta. Deci, acel nene avea un Touareg exact ca meu. Eu l-am mai văzut în trafic. Problema este că are niște roți din care îmi doresc și eu. Am vrut să-l urmăresc, dar aș părut cretin. Așa că acum l-am văzut că își duce motocicleta veche la adunarea asta. Gay. Și unde mă duc și eu. Și mă uit după motocicletă și îl întreb de unde și-a luat roțile la Touareg. Ha! Asta înseamnă să fii mafiot. Noroc că am venit pe strada lungă invers, că nu l-aș fi văzut. N-aș fi știut. Aici și care motocicleta în... Era o motocicletă veche cu ataș, cărată în... în remorcă. După amiază, cred că îl montez. Cum am zis, eu nu prea montez, eu pun tot. Ancaturi. Păi ori suntem cinstiți, ori nu mai suntem. Hai. Cu trăsioara. Îmi bag în fața lui? Îmi bag, că nici el n-are timp. Bun, sens giratoriu. Gata, mă duc să mă îmbrac frumos. La expozițiune. Poate că sunt îmbrăcat frumos. Frumos. Îmbrăcat așa de... Deci se aude aici ceva. Sper să fie vântul. Dar nu știu cum paștele mă se-l opresc. Că vine prea puternic. Dăm pe minus tot. Astea nici nu sunt pornite. Sunt varză. Nici măcar nu cunosc butoanele. Te dau pe recirculare din asta. Și îmi bagă și căldură. Ai, capul meu. Trebuie să reglez tot aici. Nu e bine ceea ce fac. Acum n-am timp. Bun. Acesta a fost vlogul. Ne vedem tot weekendul ăsta sau data viitoare, nu-mi dau seama, depinde de inspirațiune. Poate mai bag mâine dimineață o poiană, pun două poieni. Hai, ai pupiu.